de dezvoltare intercomunitară nu suntem noi, sunt primăriile. Noi suntem un aparat tehnic care avem obligația să monitorizăm, să urmărim obiectivele pe care le are acest proiect, să dezvoltăm parteneriate așa cum este cel de astăzi despre care vorbim și, în ultimul rând, să dezvoltăm infrastructură pentru a atinge obiectivele din actuala legislație, dar și obiectivele pe care ni le-am asumat la nivelul proiectului. Foarte pe scurt, nu o să mă refer foarte mult la acest capitol, dar el cuprinde și ceea ce spunea mai devreme domnul ministru secretar de stat, comunicarea. Și eu cred că această comunicare rezolvă 50% din problemele cu care ne confruntăm. Nu numai noi, și la nivel național, dar în special comunicarea este o problemă cu care ne confruntăm, mai ales în domeniul acesta. Campaniile de informare sunt prioritatea noastră și în acest moment lucrăm la, în contextul nouă legislații, lucrăm la o strategie de comunicare care să fie consecventă, pe care să o și diseminăm la nivel național. În situația de față, noi suntem aici la a trage surse de finanțare complementare proiectului și de ce avem nevoie de aceste etape? Am mai discutat în conferințe cu dumneavoastră, am mai discutat în întâlnire pe care le-am avut cu primăriile, cu reprezentanții primăriilor în AGA, despre obiective și obligații. Suntem obligați să urmărim acele obiective pe care le-am avut în proiect, așa cum suntem obligați să găsim cele mai bune soluții, astfel încât să evităm penalitățile, iar banii care ar trebui să meargă niște penalități, să se ducă în partea de investiții și să nu plătim și penalități, să nu ne rezolvăm și problemele. Cam așa arată tabloul pentru anul 2019. Avem obligație de 42%. Eu am rămas pe obiectivul de 45%, o să rămânem pe obiectivul de 45%. Pentru care vom plăti 50 de lei pe tonă de UAT, dacă nu devin de la depozitare. Și, bineînțeles, din acest an, așa cum vă spuneam în comunicările anterioare, vom avea economia circulară 30 de lei pentru fiecare tonă care merge la eliminare finală. Și o să vedeți în grafic ce înseamnă eliminarea finală și de ce componenta de valorificare energetică este nu un moft, este necesară, este obligatorie pe tot fluxul de deșeuri pe care îl avem și nu l-am inventat noi. În 2020 crește această obligație, ne crește obiectivul de deviere, așa cum ne crește și penalitatea pe depozitare, economia circulară la 80 de lei. Doar informativ, în ce situație suntem la Argeș? Vorbim de anul 2018, unde s-au colectat peste 136.000 de tone de pe suprafața județului, prin cei trei operatori cărora le-am delegat această sarcină în 2012, în licitația din 2012, pentru că suntem un județ cu toate serviciile delegate prin licitație, nu avem contracte reziliate, sistemul funcționează la parametrii care l-am primit inițial din punct de vedere al mecanismului. Evident că sunt și probleme și eu n-aș vrea să creadă cineva că aici este un sistem perfect. Sunt foarte multe probleme, avem foarte multe provocări în fiecare zi. Sunt multe discuții cu primăriile, multe discuții cu operatorii de colectare și transport, dar evident și cu cei din tratare. Asta este tabloul anului 2018. Ce este important de văzut, pentru că ne apropiem de tema zilei de astăzi, este că 4.721 de tone au mers la valorificare energetică în anul 2018, iar noi ne dorim să dublăm sau chiar să triplăm această cantitate, pentru că avem în compoziția deșeurilor noastre deșeuri care nu pot fi reciclate. Și vorbim de deșeuri compozite, vorbim de deșeuri care sunt compromise și avem foarte multe și o să le vedeți astăzi fizic la depozit, la centru de management, ce categorie de deșeuri merge către valorificare energetică. Pur și simplu, ele nu mai pot fi reciclate, nu pot fi valorificate astfel încât să poată exista pe fluxul de reciclare. Dacă observați ca punct foarte important, anul trecut s-au deviat la depozitare prin reciclare, pentru că este primul lucru, valorificare energetică, compostare, concasare, peste 40.000 de
2006. Nu suntem departe de acel obiectiv de 50%, suntem la 4.000 de tone din reciclabil, dar ca în acest an să realizăm și anul viitor să fim pe obiectivul european, național, vom avea nevoie de toate părțile implicate. Și de OATE, și de colegii mei de la ADI, pentru că nu putem să facem lucruri decât în echipă, și în egală măsură de operator și de dezvoltare infrastructurii de valorificare, reciclare, tratare. Este foarte important de precizat ce se întâmplă pe tot acest flux de deșeuri. Evident că primul lucru pe care, la care ne concentrăm este reciclarea. Colectarea separată și, slavă Domnului, noile modificări legislative, am ajuns să ni se dubleze în primele luni cantitățile de reciclabile pe care le colectăm de la populație. Ne rămân saci la poartă. Mai sunt deficiențe pe care le reglăm cu operatorii de colectare. Încă n-am intrat pe acel sistem de plată către ei pentru acoperirea costurilor la aceste deșeuri reciclabile. Dar este îmbucurător faptul că acei sași pe care îi dădeam și anii precedenți și venea cineva cu căruța și îi lua, acum rămân la poartă, ajung în fluxul municipal și sunt raportați pe acest flux și putem să ne bazăm pe niște cantități, să încercăm să mișcăm sistemul, să înlocuim infrastructură, să înlocuim sau să dezvoltăm capacitățile de sortare. Este posibil ca, dacă se menține acest trend, să fie nevoie de al doilea schimb la stația de sortare. Pentru că interesul autorităților locale, al nostru, al ADI-urilor și al operatorilor, este ca în primă fază să reciclăm. Ca să reciclăm, avem nevoie de separare la sursă, de colectare separată din partea operatorului, separare la sursă, evident, făcută de beneficiari. Deja avem localități unde s-a pus tarif diferențiat, cine selectează și cine nu selectează, și pentru a îndeplini principiul plătești pentru cât arunci, și sortare, valorificare. După care devierea de la depozitare pe cealaltă componentă poate fi făcută prin activitatea de compostare la biodeșeuri și aici avem nevoie de o colectare separată pentru a nu compromite această fracție de compost, tratare mecanică și, în ultimă fază, valorificarea energetică, pentru că nu poate să meargă deșeul la valorificare energetică dacă nu avem tratare mecanică și chiar biologică în anumite situații. Noi nu avem extinsă tratarea mecanică și biologică, partea biologică decât în Brazde, așa cum a fost proiectată inițial, dar pe viitor ne interesează să facem această tratare în sistem închis. Sunt județe în România care au venit mai târziu cu acest proiect și au instalații foarte, foarte moderne pentru această tratare. Asta este capitolul pe care îl dezvoltăm și am vorbit la întâlnirile anterioare despre extinderea halelor de sortare și extinderea unei hale de tratare mecanică, astfel încât să putem, ca tot deșeul care se colectează pe raza județului, să treacă obligatoriu dintr-o tratare mecanică și biologică, după care la depozitare. Ierarhia este cea pe care o vedem în această schemă. Primul lucru este prevenirea și pe colegii mei din echipa Adi Sepsal, chiar dacă se foarte des se vorbește despre Gabriel Moiceanu, eu nu sunt singur. Datorită lor și împreună cu ei reușim să facem lucruri, împreună cu acești voluntari care au mers cu noi pe toate străzile din comunele din Argeș, 99 de localități în ultimii 2 ani de zile. Am mers din poartă în poartă și am distribuit saci, pliante, ce trebuie să facem cu deșeurile. Numai în echipă putem să facem lucruri. Eu sunt doar un reprezentant al acestei asociații, un reprezentant tehnic. În spate sunt decidenții care și-au asumat la momentul respectiv, așa cum spunea domnul secretar de stat, și-au asumat acest proiect, și-au asumat împrumuturi către BERC pentru a cofinanța proiectul și nu suntem în situația de a avea infringement pentru depozite închise. Evident, după prevenire, pregătire pentru reutilizare și prevenire, vreau să fac o paranteză, înseamnă și devierea deșeurilor biodegradabile în gospodării individuale, pentru că ne costă o grămadă de bani să ieși și colectăm, plătim operatori, să colectăm din rural crăci, iarnă, mere stricate și alte lucruri care ar trebui să rămână acolo și sunt distribuite peste 47.000 de compostoare individuale. E adevărat că nu toți le folosesc, dar avem cetățeni de bună credință care fac asta și
mică s-au deviat în gospodării proprii peste 21.000 de tone de astfel de deșeuri biodegradabile. Este important să înțelegem mecanismul, chiar dacă ele nu pot fi luate în calcul la țintele de la FM, pot fi luate în calcul la când ne scade baza de la care se face calculul, nemai ajungând într-un sistem public. Și o să vorbesc mai târziu despre ce facem. O să iau fiecare foarte pe scurt activitățile de reciclare. Vă spuneam că ne rămân sacii. Uitați-vă ce găsim în zona de gospodărie la porțile oamenilor. Sunt oameni de bună credință. Dacă le vorbești cu ei, dacă fii la dispoziție mijloacele de colectare, dacă se duce operatorul să colecteze pe grafic, se întâmplă ceea ce vedem aici. Și etapele sunt, așa cum vă spuneam, separare la sursă, colectare separată de la, din partea operatorului, sortare în stațiile de sortare pe fracție uscată și reciclare. Observați că avem cantități scoase, probabil după vreo pomană, vreo botez, nu știm. Dar sunt și cantități foarte mari care, în mod normal, ajungeau pe alt flux, ori la alți operatori, ori, în cel mai rău caz, în containerul pentru deșeuri municipale. Este și motivul pentru care intenționăm ca la nivelul județului Argeș să avem colectare individuală la toate gospodăriile. Și vom vedea în pasul 2 ce facem cu zona de condomenii, cu blocurile unde să avem control extins, chiar pe cod de bare, pe sisteme închise, să nu aibă acces la acele platforme decât cetățenii care locuiesc în proximitate. Operatorul se duce săptămânal, asta nu înseamnă că lucrurile funcționează perfect întotdeauna, vă spun. Avem și situații, avem fundături unde nu se poate intra cu mașina, avem situații în care reprezentanții operatorului sau angajați, nu vorbim de reprezentanții care sunt responsabili, vorbim de angajați care nu fac ce trebuie, nu le dă sacul sau nu comunică cum trebuie. Astea sunt lucruri pe care trebuie să le rezolvăm în cadrul acelui parteneriat, în discuțiile pe care noi le avem cu fiecare operator în parte. Partea de compostare, capitolul de deviere de la depozitare prin compostare, vă vorbeam despre compostare individuale și aici avem cele două modele, unul venit pe proiect din plastic și al doilea făcut din material reciclabil. De fapt, nu vrem să creăm decât un obicei. Fiecare putem să deviem în gospodăria noastră deșeuri biodegradabile pentru care nu ne va crește factura. După care, partea a doua, deja facem colectare și ajungem într-o platformă industrială. Avem la CMI de Armota, o să vedeți astăzi. Avem la Cumpulung, la Costești și la Curtea de Argeș, astfel de platforme. Din păcate, nu peste tot avem cantități de deșeu biodegradabil, deșeu verde, care se poate fi tocat și transformat în pământ de flori. Mai avem nevoie, la nivel de țară, și de o lege a compostului, să putem să valorificăm de un standard al compostului, ceea ce se întâmplă și la nivel de Europa. Și este scris în grafic pe planul național de gestionare. Pe partea de tratare mecanică, vă spuneam că etapele sunt reciclare, colectare separată, reciclare, compostare pentru fluxul de biodeșeu și avem fracția care este colectată în amestec, fracția reziduală. Sunt trei situații. Curtea de Argeș, unde avem stație de transfer, sunt imagine de la Curtea de Argeș, sortare mecanică cu utilaje achiziționate de către operator. Utilajul pe care o să-l vedeți și astăzi la Pitești, o sortare mecanică, dar o să vorbim mai mult acolo despre ce se întâmplă cu acest tocător, bandă, un sistem de separare prin aer a deșeurilor grele de cele ușoare. Și aici avem stația de transfer de la Cumpulung. În fiecare zonă ne interesează și așa cum vă spuneam, prin aceste investiții, în parteneriat cu operatorii, în parteneriat cu alți operatori privați interesați în sistem, să putem să selectăm toate deșeurile, să nu ajungă în depozit deșeuri compozite, să nu ajungă în deșeuri care n-au ce să caute acolo. Numai pe bază de tratare mecanică putem să asigurăm o deviere de la depozitare și această componentă de valorificare energetică poți să o faci după ce ai început prin un astfel de sistem
separare și cel mai performant în momentul de față este cel pe care o să-l vedeți astăzi. Este probat de câteva luni bune la CMI de Alvota, dar cred că este mult mai bine să vedeți ce se întâmplă acolo ca să puteți să vă faceți o idee. Ce ne rezultă în urma tratării? Avem cantități imense de pământ, din păcate cărat pe bani, din zona rurală sau și din urbană, sunt foarte multe deșeuri pământoase și de cenușă și o cantitate care nu poate fi reciclată și o să o vedeți în valor și la Alvota, care merge la valorificare energetică. Atât am avut eu de spus în prima parte și cred că trebuie să predau tafeta la specialiștii care spun ce fac cu acest deșeu, unde ajunge, să știm că el se valorifică energetic în condiții de siguranță. Eu nu am niciun dubiu, pentru că